Elevii care au acasă rude bolnave vulnerabile la coronavirus pot opta pentru învățământ online, însă doar cu o adeverință medicală de la medicul curant al pacientului sau de la medicul de familie. Școlile stabilesc cine vine și cine nu vine fizic în incinta unității de învățământ. Dacă există o persoană care are comorbidități și locuiește în aceeași casă cu elevul, fie că vorbim de bunici sau de părinți, atunci familia poate opta pentru educația online de la distanță. Ei trebuie să prezinte la școală o adeverință de la medicul curant al persoanei bolnave sau de la medicul de familie, în care să fie precizată recomandarea ca elevul să învețe de acasă, având în vedere gradul de boală al persoanei respective și riscul de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, a declarat Oana Grigore, directorul de comunicare al Ministerului Sănătății. Pentru cei care nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru asigurarea procesului educațional la distanță, se arată în anexa cu normele privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ aprobate prin ordin comun de către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății.